Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române, mulțumesc, domnule Drăgan, pentru această intervenție. Vreau să ne lămuriți în acest aspect. Avem informații potrivit cărora ultima fată care a fost sechestrată, răpită, da, dată dispărută, a sunat la 112 și a comunicat, practic, că se află sechestrată într-o casă. Înțeleg că au fost date și detalii legate de acel loc. A spus că sunt mai mulți câini în acea curte. Vreau să ne explicați un pic, domnule Drăgan, înțeleg că până să ajungeți la această adresă au fost încă alte trei adrese date de STS. Confirmați? În primul rând, bună ziua dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, în urma acelui apel la 112, din partea STS au fost primite informații cu privire la aria în care s-ar afla fata care a efectuat acel apel. Au fost efectuate trei percheziții, așa cum ați precizat și dumneavoastră, în urma cărora nu au fost identificate urme sau mijloace materiale de probă, nu aveau legătură acele locații cu speța în sine. Ulterior, în urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul IPJ Olt, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale a IGPR-ului, a Poliției Române, s-a ajuns la această a patra locație, unde în această dimineață la ora 6 a fost efectuată o percheziție, în urma căreia au fost identificate mai multe rămășițe ce par a fi de natură umană. Opriți-vă un pic, domnule Drăgan, opriți-vă un pic ca să înțeleg și eu și telespectatorii. Când vi s-au dat cele patru, haideți să începem cu cele trei greșite, da? Cele trei. Când spuneți arie de acoperire, îmi spuneți că în județul Olt vi s-au dat patru localități la o distanță de 50 de kilometri una de cealaltă, sau îmi spuneți când s-a dat aria de acoperire, înseamnă patru domicilii în aceeași localitate? Da, vorbim de aceeași localitate, ni s-a dat o arie în aceeași localitate, însă o arie destul de mare, spune eu, și au fost indicate și trei locații unde colegii mei au efectuat percheziții sub coordonarea unui procuror de caz. Așa cum spuneam, nu s-a găsit absolut nimic la aceste percheziții, tocmai de aceea colegii mei din cadrul Direcției Operațiuni Speciale au intervenit, au efectuat verificări de specialitate, în urma cărora s-a ajuns la această a patra locație, unde au fost efectuate percheziții și s-au găsit rămășițele respective. Tocmai de aceea așteptăm puțin. Și... Deci spuneți așa, că STS a dat trei, după care colegii dumneavoastră au intervenit, au mai adunat și ei niște lucruri, niște amănunte importante în anchetă și cu ajutorul colegilor dumneavoastră, da, s-a reușit ajungerea la a patra adresă. Exact. Colegii deci nu a comunicat, nu a comunicat STS-ul această adresă de la bun început? Nu. Bun. Mai am o întrebare, domnule Drăgan. Faptul că... Nu, haideți să o luăm altfel. Cât timp a durat de la efectuarea apelului 112, dacă dumneavoastră știți că sunt lucruri care intră, sau mă rog, sunt în posesia STS-ului, care, ce să vedeți, nu răspunde la telefon, niciun reprezentant. Domnul general poate s-a trezit, poate este în țară, poate în vacanță să răspundă la telefon. Bun. Cât timp a trecut de la efectuarea acestui apel 112 de către această fată care ar fi putut fi găsită în viață dacă se comunica în timp util, rapid și corect adresa, până la momentul la care STS a comunicat cele trei adrese greșite? A trecut un timp destul de îndelungat. Inițial am primit o arie, așa cum am precizat, de unde s-ar fi efectuat acel apel, după care am primit cele trei locații, au fost necesare mandate de percheziție, pentru că doar în baza mandatului de percheziție putem intra în locațiile respective. S-a pierdut timp și cu efectuarea acestor trei percheziții, în urma cărora nu s-a găsit absolut nimic. Ulterior, colegii mei din cadrul Direcției Operațiuni Speciale, în baza activităților de specialitate, să le numim așa, au ajuns la această a patra locație, unde, într-adevăr, a fost efectuată percheziția din această dimineață la ora 6 și continuarea o cunoașteți foarte bine, ce s-a găsit acolo, așteptăm rezultatul de la Serviciul Medicină Legală. Să confirme dacă într-adevăr sunt rămășițe umane sau nu, însă indiciile există, sunt indicii rezonabile că ar fi rămășițe de natură umană, întrucât s-au găsit în butoiul respectiv și bijuterii, respectiv inele, ce ar părea că aparțin fetei care a dispărut pe 24 de acasă și a fost semnalată dispariția pe data de 25 de către părinții acesteia. Bun. Domnule Drăgan, când spuneți timp îndelungat, ce înseamnă? Nu am o aproximare exactă, însă cu siguranță au trecut câteva ore bune. Doamnelor și domnilor, practic cu toții suntem utilizatori de telefoane inteligente. Domnilor, domnule avocat, domnule politolog, telefonul meu are o aplicație, practic, care permite găsirea telefonului meu în timp real. Ce înseamnă acest lucru? Dacă acest telefon este furat sau pierdut, soțul meu are pe telefon această aplicație, se numește găsire iPhone, da? Și în timp real mă duce milimetric la locul în care
se află acest telefon. În 2019, după accidentul la Puseni, în care domnii de la STS ne-au explicat cu vrute și nevrute că era copacul, că era bradul, că era muntele și că nu s-a făcut această identificare, că medicul Zamfir, ce să vedeți, n-ar fi dat coordonatele, ar fi dat nu știu ce cifre, mă rog, tot felul de explicații. În 2019, în județul Olt, deci n-avem munte, n-avem pădure, n-avem brad, STS dă 3 adrese greșite. Și polițiștii, prin mijloacele lor, reușesc ei să găsească a patra adresă, cea corectă. Acum, întreb și eu, dacă STS și-ar fi făcut treaba, această fată, ultima dintre ele, Alexandra, ar fi fost găsită în viață? Această întrebare, cu siguranță, este în mintea și în sufletul părinților ei. Ar fi fost găsită în viață? Vă rog să rămâneți cu noi, domnule Drăgan, domnule avocat. O întrebare aș avea să-i adresez domnului purtător de cuvânt. Acest mesaj care a fost înregistrat, apelul 112, dincolo de faptul că s-a urmărit identificarea locației, arii respective, care acum nu știu cât de largă este aria respectivă, că dacă este un spațiu destul de restrâns, ar fi o chestiune interesantă. Au fost în aceeași localitate, dar adrese greșite. Bun. Dincolo de această chestiune, s-a făcut și o analiză distinctă a conținutului mesajului de către specialiști, pentru că așa cum știm foarte bine, din limbaj, din sunetele de fundal, știu eu, din anumite informații care au fost redate, nu știm acum ce informații au fost redate, poate se putea identifica și pe alte căi decât această identificare după aria respectivă. Asta este întrebarea concretă. S-a făcut și o analiză în timp optim, deci momentul în care ai primit acel apel, separată față de ceea ce se aștepta de la STS? Cu siguranță instituția responsabilă de acest lucru ar trebui să răspundă. Colegii mei, așa cum v-am precizat, Serviciul de Telecomunicații Special. Bun, deci spuneam, analiza separată pe conținut. Pentru că, repet, din informații, din tot ceea ce se găsește pe acel conținut, la un moment dat, sigur că puteau fi fructificate aceste date. Și este interesant de văzut și acest aspect. Deci, dincolo de așteptările avute față de STS. Pentru că, într-o astfel de situație, sigur, raportat la practica internațională, se face un examen distinct pe conținutul mesajului, pe informații și pe ceea ce se aude acolo. Timp la dispoziție, iertați-mă, dar ești în contratimp. Dacă o persoană spune că este sechestrată... Păi a spus domnul purtător că au fost câteva ore, sau cel puțin așa am înțeles eu, au curs câteva ore din momentul în care s-a făcut apelul și momentul la care STS a început să dea adrese. Exact. Deci au fost câteva ore între ele. O chestiune importantă care putea fi fructificată. Domnii de la STS să răspundă la telefoane. Există în acest moment foarte multe întrebări la care trebuie să răspundă public. Domnule Jele, cum vedeți acest caz șocant? Repet, nu e printr-o prima dată când STS are un caz de această anvergură, ne amintim, cazul la Puseni. Aici, să știți că, din păcate, este, cred eu, în primul rând, o discuție umană, pentru că, ferească Dumnezeu, când auzi despre astfel de situații, nu știu, cutremurătoare, e puțin spus, e un cuvânt slab. Îi mulțumesc, domnule Drăgan, pentru această intervenție telefonică. O să mai revenim și cu alte apeluri, pentru că domnia sa, evident, este în legătură cu colegii care se află în teren în acest moment. Vă rog, domnule Șule.